Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip de Genshin Impact. Numele meu este Alex și am lipsit de pe YouTube o perioadă de timp de pe canalul de gaming. Nu știu exact cât timp a trecut, dar am fost plecat la munte cu Dia și a fost frumos și așa mai departe. Deci asta e cumva scuza mea. Hai să intrăm în pâinea acestui videoclip. În primul rând, cred că ar trebui totuși să dau muzica un pic mai încet și văd că am primit și un mail acolo. M-am gândit astăzi eu, bă, ce clip să fac eu pe canalul ăsta sau să fac live. Am zis, aia nu prea cred că fac live. Fac live poate mai încolo. 100 de Sprimer Gems, drăguț. Cred că nu fac live până la urmă. Și am zis, bă, hai mă să fac un clip. Dar ce să le arăt eu, mă, oamenilor în Genshin Impact? Ce nu știu acești drăguți oameni? Păi, probabil nu știți multe dacă încă nu v-ați apucat de joc, dar vă rog să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă v-ați apucat de joc, ca să știu și eu cam cum stăm, ce să vă explic. Aș aprecia și dacă mi-ați pune întrebări în comentarii, pentru că pot să vă explic și să fac videoclipuri speciale pe requesturile voastre. Văd că avem expedition reward-ul pe care trebuie să-l colectăm. O să ne facem daily commissions-ul pentru că pur și simplu trebuie făcut zilnic. O să trimitem caracterele în expediție, faceți asta zilnic, pentru că sunt materiale gratis pe care pur și simplu nu mai pierdeți timpul să le farmați după, n-are sens. Uite și gold-ul bun. Trimitem și pe Razer. Aici îl trimit pe Xiongjung. Și e bine. E bine, suntem bine. Sunt foarte, foarte multe chestii de făcut în schimb. Mai ales cu un nou update cu Mona. Nu știu dacă știți, veniți aici la Mona și faceți niște cratere. Trebuie să bateți niște cratere din pământ. Niște monștri. O să vedeți. Vă arăt eu imediat cum ce. Dar până atunci hai să facem daily commission-ul. Să nu pierdem timpul și să ne facem daily commissions-ul, pentru că fără el nu ajungem la Adventure Rank 35. Sunt aproape de Adventure Rank 35. Sunt aproape de chestia asta și ce frumos, ce frumos. Nați-o pe cascadă. Altceva, hm? Avem aici, nu știu dacă putem să deschidem, nu știu dacă am cheia. Dar unde ești, mă? Stai, mă, pe loc. Așa. Și tu? Așa. Mulțumesc. Mai farmăm și noi. Ia, mă. Avem aici și item. Avem cheie? N-avem cheie de asta. Știu de unde să fac rost, dar e destul de greu momentan. Am un loc. Am un templu de unde să fac rost, dar e foarte, foarte greu de bătut templul ăla, deci nu cred că o să facem foarte curând. Star Challenge, cred că asta, da, asta vrea. Oh, nu cu dăștea. Oh, nu cu dăștea, de bad, nu-i ating. Main DPS-ul meu. Te-ai ferit. Acum, pe tine trebuie să te bat, nu? Da, tu ești primul care trebuie să-și o ia. Damage frumos. Da, pentru cei care știți deja jocul, da, mi-a picat caracterul ăsta. Cu câteva constelații chiar. Dar niciodată n-am vrut să bag bani în fața voastră sau să fac un clip în care bagam bani. Asta doar dacă îmi spuneți voi. Ideea e că n-aș vrea să fac asta pentru că nu vreau cumva să... Mamă, dar n-am pic de lumină pe față. Jocule, luminează-mă. Nu vreau să bag bani în fața voastră pentru că nu vreau să încurajez lucrul ăsta. Adică nu vreau să mai bag nici eu bani, dacă e să luăm așa. Asta aș vrea să vă încurajez și pe voi să faceți, să nu băgați niciodată bani în jocuri. Dar dacă vreți neapărat și considerați că nu e atât de important. Nu e atât de important exemplul meu, deși știu că este. Cumva. Acum, dacă voi puteți să, na, să fiți suficient de maturi și să nu vă lăsați, nu știu, să nu vă vină cumva pofta de a băga bani din cauza mea, atunci vom deschide. Dacă nu, e. Dar vreau să-mi spuneți voi în secțiunea de comentarii și treaba asta. Ok, deci ce vreau să fac în momentul ăsta este să iau geoculus-ul ăla de acolo. Știu că am zis că mă duc la punctele mou să le facem, să le dregem, să nu știu ce. Dar de fiecare dată când găsești câte un dăsta pe hartă,
cât o steluță din asta, pentru că îți apare pe hartă ca o sub formă de steluță, după aia tu trebuie să te duci să o iei. Și ăsta e destul de greu de luat, de aia trebuie să mă urc într-un punct mai înalt ca să pot să gliduesc către el. Ok, bine, mă îndepărtez cumva de locul unde trebuie să mă duc eu, dar e mai important să iau asta. Ok, deci eu trebuia să mă duc încolo, nu? Cred că da, da, încoace. Și zi-mi că nu pe munte, gen. Shit, mamă, unde trebuie să ajung? Mamă, n-aveam și eu ăla acolo, să moară Jaxana. Ok, hai să vedem cum facem să ajungem mai ușor. Oribil, frate, deci oribil, cu munții ăștia. Uite și tu, acum, deci o să mă mișc atât de greu, trebuie să-mi schimb echipa. Am și echipă de de plimbat prin lume, pentru că i-am pe ăștia doi care îmi dau Impetuous Wind, citiți ce mi-a oferă, bla bla. E cel mai bine să ai o echipă de bătaie și o echipă cu care să explorezi. Pentru că echipa cu care explorezi merge mult mai rapid și ai mult mai multă stamina. E mult mai bine să explorezi cu caractere specifice. Ok, hai să vedem. Deci din vârful muntelui o să zburăm pe celălalt munte, pentru că asta vrea să fac jocul. Da, știu, e un joc foarte drăguț. Apoi să mă duc de pe un munte pe altul și tot așa. Sper să nu tocmai acolo sus, că n-am chef să fac asta. Oricum trebuie să mă duc să iau și waypoint-ul. Am văzut un waypoint pe care nu l-am și dacă l-aveam probabil fac cu siguranță. Un waypoint care cred că este pe undeva pe acolo, cred. Deși am unul chiar acolo. Cred că dacă m-aș și folosi de astea, da, mă, e mult mai ușor dacă mă foloseam de alea, bossule. Bossule. Ah, încoace, 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 încoace. Ok, ok, hai. Doar nu e de desubt. Deci mă supăr rău de tot dacă eu am făcut tot efortul ăsta ca să urc aici. Și, deci mă supăr. Da, ce-i drept, treia să-l dau mark, așa îmi dau seama. Down! M-am chinuit până acum să mă urc, ca să-mi zică că e aici, de fapt. Why hit rocks, ai dreptate și tu, hai. Boom, opa, mi-am luat mult damage. Boom, peri perfect. De-aia joc cu Beidou. Beidou e caracterul meu principal cu care mă bat. Restul sunt suport. În jurul ei. Hai mă, mor odată și... Că cam aș... Eu răs pe ăștia care își construiesc astea. Mi se pare că durează mai mult să-i omori. Oh, nu, mai veniți? Sunteți mai mulți? Sunteți familie mare, a? Sunteți familie mare? Hai că trebuie să fac una perfect peri. A fost greșit. Oh, nu, mamă, ce mă enervează ăsta. Ia-mă așa, hai. Oh, mai. Bro, da, ce scut puternic ai. Bă, cam puternicuț tu acum. Am făcut friendship level 3, văd. Nu e foarte util, dar... E ok. Cred că cel mai bine de acolo vin. Vreau să mă duc să iau waypoint-ul ăla, nu vin să cred. Tot timpul am impresia că am deschis toate waypoint-urile, dar mai am încă câteva pe care nu le-am deschis. Și fix acolo trebuie să mă duc, nu? Da, încolo. Ok. Ok. O să mergem direct la el. Nu mai vreau să mă trezesc că nu am ce-mi trebuie. Gen, ajungeam mult mai ușor acum dacă îl deblocam și pe ăsta. De tot timpul mă asigur că toate astea sunt completate. N-am avut treabă în zona asta până acum, dar uite că n-ai de unde să știi niciodată. De aia, gen, cumva e mai bine să le ai pe toate ca să nu stai atât de mult să te plimbi. Oricum prima dată te plimbi, știi, dar nu mai are haz să te plimbi de 1000 de ori în același loc. Aia-i duma. Oricum au băgat acum un update în care poți tu să-ți construiești un waypoint din ăsta portabil cumva, știi? Și să... Dar ce e aici? Că văd că sclipă... A, nu cred că am venit pentru o floare. A, ăla.
ce romantic, incurabil sunt. Ce e aici? Nimic? E ceva geo. Și ar trebui să o activez, nu? Da, hai să luăm un caracter geo, să facem asta. Ningguang. Hai, cu noi el repede. Exciting. Păi așa și-am făcut asta, dar acum... Cum ar veni, ce se întâmplă? Se întâmplă ceva sau? Nu se întâmplă nimic, a? Nimic, absolut nimic. Foarte drăguț. Mă bucur că am venit să fac asta și că mi-am pierdut din timpul meu. O să mă bag cu ăștia, deci cred că... Cred că cel mai bine... Mamă, caracterul ăsta Diona este super bun cu Beidou. Pentru că uite. Bam, le-am dat direct și i-am ucis pe toți aproape într-o bucată. Adică îi îngheață și face o reacție foarte bună cu electricitatea. Adică e cea mai bună reacție pe care poți să o faci cu tipa asta. Bă, dar acum nici măcar nu cred că am dat peri, frate. Și uite cât damage am dat. Da, că ăsta nici n-a murit. Ia uite, mă. Bă, dar o limerim. Atacă foarte lent. Asta este problema mea cu ea. Singura mea problemă pe care o am cu ea. În rest, o iubesc. Este genială. Ok, uite aici și ăsta, dar tot nu putem să-l deblocăm. Știm deja chestia asta. A trebuit acum să mergem la următorul punct. Unul la Guili Plains. Încă mai am astea două de deblocat și tot timpul am zis că, bă, hai că mă duc. Dar zi numai până munți, trebuie să urci munți, să te caci în ele, să... Adică nu e treabă ușoară, nu e foarte, foarte ușor făcut... jocul, chiar așa gen de ușor. Cred că dacă a primit lumina totuși mă văd mai bine, nu? Să fac... Asta e cumva un videoclip care seamănă foarte tare cu un live stream. Pentru că este foarte chill, foarte laid back. Și... Nu e cu edituri, nu e cu nimic. Este un videoclip super, super chill și true. Opa! Opa! Trebuie să scoți scutul? Da, știu. Nu-mi place să fac asta, da. Mamă, cât damage. Bun. Câte materiale și câte chestii. Ok, mai avem unul, nu? Ultimul fiind aici. Pastele, uite și aici am două necolectate. Pastele de obicei le urăsc pentru că sunt ceva nașpa și greu de făcut. De obicei, acum nu știu. Vedem. Ok. Am un pic nasul înfundat pentru că nu știu unde sunt picăturile. Deși știu. Și ar trebui să ne le iau. Le am undeva în capod. Da, nu e aici, nu sunt aici, nu știu ce am făcut cu ele, să mor. Ah, ba da, gata, le-am găsit. Sunt niște, sunt foarte importante pentru mine. Adică pentru cei care nu știau dependența de picături de nanas nașpa, că nu te lasă să respiri. Iar eu care într-un videoclip vorbesc în fața voastră, am nevoie să pot să respir. Am nevoie să pot să fiu clar, să mă auziți. Pastea de obicei le urăsc. Hai să vedem ce ne zice. Oh, it's you two again? Clearly, I haven't. Nu știu ce. I need you. Ok, fuck you. Let's go. Haide. Where the unseen razor? Unde mă duci, mă? Departe, a? În altă, altă planetă mă duci. Ok. Ok, ce să zic și eu acum? Du-mă pe altă planetă. Hai să vedem cât de departe înseamnă asta. Și după aia mă pune să mă întorc înapoi ca să-i zic că am terminat și... Ăsta-i mersul. Ok. Ce-mi place Wang Shuyin. Păi... Gen casa aia mare din copac de acolo. Uite. Se vede în zare. Wang Shuyin. Oh, nu, n-am vrut să mă bag cu voi. Da, păcat. Acum dacă am dat nas în nas... Voi au și eu ce aveți.
Bun. Defeat the enemies, logic. Uite, aici. Vreau să te dărâm pe tine. Boom! Boom! Mamă, i-am demolat, ești de mână. Bam. Bam. Și acum ne întoarcem la LAN. Vedeți de ce trebuie waypointer? Că vă plimbă de nebuniți. Trebuie să vă teleportați extrem de mult în jocul ăsta. Ceea ce e fain cumva, că și în Legend of Zelda trebuia să faci chestia asta. Doar că acolo era mai greu, că trebuia să te duci până într-un anume punct ca să poți să te teleportezi altundeva, dacă nu mă înșel. Parcă. Nu mai știu. L-am terminat de mult. Poate greșesc. Ok, bun. Așa, foarte drăguț. Bun, dăm reward-ul. Foarte drăguț. Shit, ne apropiem de Adventure Rank 35. Eu aia vreau. Sunt super excited că se schimbă totul. Uite aici, vă, uite aici. Asta vreau eu, mă, să vă arăt. Deci n-aveți cum. Bă, n-aveți cum, mă, să nu faceți astea. Pentru că pietrele astea sunt cel... Ești un drăguț. Dar trebuie să stai cu mine în cameră. Amos, nu ai de ales, scuze. Bun. Pietrele astea sunt un event. În momentul ăsta trebuie să faci câteva quest-uri. Nu e cine știe ce. Dar iei atâta material și atâta loot de pe urma lor, încât e incredibil. E... N-ai cum să nu le faci. Desigur, nu-ți dai toate materialele, toate, tot rezinul ca să îl iei, da? Oh, nu, n-am chef de asta. Aici trebuie doar să mă apropii de el cumva. Bam. Opa, ta mă că dai ceva tu, nu te, ha? Bam. Uite, mamă cât de OP Diona, frate, deci mi se pare incredibilă. Îmi place super mult. N-am vrut să joc cu ea. O am, mi-a picat de mai multe ori, am constelații pe ea, dar... Bun. M-am gândit acum, tocmai acum mi-a venit ideea, că de ce să nu vă arăt totuși caracterele mele? Deci astea sunt caracterele principale. Asta e echipa mea de bătaie. Tartalia cu 10.900-500. Pe ea am și două artefacte legendare. Și Diona, care este cea mai micuță și cea mai începătoare, da, e suportul, doar nu mă interesează. Eu doar pe Beidou bag totul și în Tartalia, în Beidou și în Child. Child, Tartalia, cum o fi. Ok, tu ești acolo și te știu și primul, dar trebuie să mă bag mai mulți. Bun, o facem așa, ca să-l putem vedea. Hai. Damage-ul. Mamă, dar cum s-a ținut, frate, așa bine? O, ce bine m-am ferit. Ia, mă, ha. Go back to the meteorite remains. Sorry. Bă, da, când mă enervez că nu faci nimic, stai să te ia dracii degeaba. Așa, sujo. Hai. Și tu ce o să faci? Nimic și tu? Ia, îți dau eu asta, să vedem ce faci. Să te văd totuși. What? Sunt doi? Mamă, ce pe perfect peri le-am dat. Opa. Bun. Stai, mă. Frozen. Ăla e. Ia uite aici. Mamă, ce bine merge ăsta, Tartalia cu Diona, pentru că e în gheață. Opa, mă. Aia zic. Mamă, dar mi l-au bătut rău pe Tartalia. Dau super mult damage ăștia. Și mi-a dat 35 de Fading Star Mist. Da, deci am dat 20 de rezin. Probabil o să ziceți că cu ce căcat te ajută alea 35. Te duci aici frumos, unde este evenimentul, event details. Și în afară de faptul că dacă faci, ai reward-uri foarte mari. Eu am făcut 11 în total. La 15 de ăsta, la 20 ăsta, 25. Trebuie să faci în total 30. Deci 30 trebuie să faci în total ca să îți iei toate reward-urile. Iar eu plănuiesc să fac chestia asta. Și dacă te duci la event shop, aici jos în stânga, frumușanu, nu se vede de capul meu, dar vedeți voi. Adică pe ecranul vostru se vede, logic.
puteți să vă luați multe Heroes With și puteți să vă luați multă Mora. Plus aceste character level up materialuri pe care le puteți farma foarte ușor, dar dacă vreți puteți să vi le luați și de aici, în caz că sunteți mai leneși sau ceva. Ca mine. Ok, bun, deci am făcut primul, trebuie să mergem la următorul. La 15 îmi dă nou reward, tot așa, fatui. Cred că e prima dată când mă vedeți cum joc jocul ăsta o perioadă mai lungă de timp. Că totuși o să fie un clip lunguieț un pic. Ia să vedem. No, nu vreau să mă bag cu ei, pierdere de timp. Vreau doar să... How? Așa. Ăștia, pe ăștia sunt slabi, rău, mă. Aolo. Mamă, dar ce frumos i-am lovit pe toți. Îți... Așa, și acum? Le-am dat-o. Bă, da, sunteți retarzi, intrați, mă, înapoi în cerc, unde căcat vă duceți, că nu suport să vă alerg. Ia, mă, în caz că... Ia aici, dacă îi dau și așa. A? Wow. Și vedeți, e super ușor să-i omorâți și să faceți totul, gen. Adică totul se termină super repede. Wet. I'm wet, wet, wet. Uite aici, cred că trebuie să ne omorăm pe ăsta întâi. Da, că altfel n-am cum. Oh my god, prea mulți dinamici. Oh no. That's fucked. Beidou. Ok. Bun. Ia trăspartă. Ăsta trebuie mereu omorât pentru că este cel mai enervant. Dă și materiale bune ce-i drept. Îi dăm un perfect peri, dar nu cred că-l omorâm direct oricum. Ce perfect peri, că a dat-o din fundul curții, nici n-am văzut de unde a dat-o. E nebun, bă, tu ce vrei, mă, amărâtule? Aurolacule, lasă-mă în pace. Mă lovești tu pe mine. Pitică nenorocită. Care mai văzut, mă? Mai e vreunul acolo ascuns, nu-i nimeni. Mă jocule, îmi dai palpitații, mă. N-a fost perfect perit nici pe departe, dar e ok. Ok. Mamă, dar cum... Măcar ăștia nu țin, frate. Boom. Trebuie să mă feresc, dar... De unde, de atâția aici, nebun? Oh, nu, tu, du-te-n mama ta. Ce, mă, voi nu înghețați că sunteți de gheață sau cum? Gata, wow, a trecut ceva. A durat ceva. Bun. Cred că astea sunt toate momentan. Și în momentul în care nu mai aveți date pe hartă, vă dați aici teleport waypoint. Vedeți? Importanța teleporturilor. M-am adus instant. Ah, ce șmecher sunt. Ok, mergeți la Mona și vă dă altele pe hartă pe care puteți să le faceți. Puteți să le faceți pe toate 30 dacă aveți suficient rezin, dar vă sfătuiesc să nu băgați rezinul vostru în ele. Amos, să nu te prind că faci pipi pe perdele. Nu? Nu facem pipi pe perdele pentru că suntem cățăi cu minți. Tu, mă rog, nu eu. Nu scâine. Ok. E timpul să ne teleportăm. V-am zis, momentan cred că o să fac 15. Am făcut câteva și în lumea DA ieri, dar sunt mult mai ușoare pentru mine, ceea ce nu e problemă, dar nu-mi dă reward-ul așa mare și cumva nu-mi convine. Prefer să am reward-ul mai mare. Adică mie îmi dă 35, acolo îmi dădea 25 cel mai mult la DA. Deci. Ok, hai să vedem.
Bun. Mamă, deci e atât de enjoyable să joci caracterul ăsta cu periu, frate. Deci mi se pare... E cel mai tare caracter din punctul meu de vedere. Trebuie doar să fiu un pic atent. Plus că poți să dai one shot la atâția gen, adică e incredibil. Mamă, dar ăștia sunt level 55. Puternicuți. Bine, mă, ți descurcă super bine Beidou cu ei, da. Totuși. Ok. Următorul. Doar de curiozitate, de ce am pus steluța aia acolo cumva? Pentru că cred că e un... Mă, nu mai... Ce mă, dă miorile așa că nu-i nimeni, nu-i nimica. Ești tripat? Ia uite-i mă și pe ăștia. Gen... E câinele meu. Cu el vorbeam și... Superb. Și... What? Hello? Jocule? What? Ce cauți și tu în ascunzătoarea mea? Nu știam de asta. Ok, nu am chef să mă bag cu el, o să începem asta. Te îl țin în cameră pentru că face pipi prin casă și nu e bine. Ok, trebuie să-i fac asta. Bun. Acum... Ia uite-l. Băi, tu ce crezi, mă, că nu te văd? Unde fugi de mine? Crezi că nu te găsesc? Ba da, te găsesc și am și scut. Am și scut, fraiere. A, mă, unde? Mamă, ce fuge ăsta? Bă, și mai e și invizibil. Că cam aș pe invizibilitatea ta. Ia, mă, vin aici. Crezi că nu te găsesc eu până la urmă? Hai, te rog, eu, dă-i drumul. Aolo, mai e unul, aolo. Stai, mă, bă. Bă, Johnny, te rog. Mamă, cât de OP, de fapt. Trebuie să-i dau cu foc. Eu cred că îmi pierdeam timpul cu aia, de sincer. Trebuie să-i dau cu foc de la început. Gheața nu e chiar atât de bună. Bine, e bună, dar mult mai OP, cred că e cu focul. Dau mult mai mult damage. Ok. Oh, nu. Bine, pot să-l distrug, dar floarea aia să mor eu dacă am chef de ea, deci... Sincer. Wow. Ok. Câteodată, chiar dacă sunt level mic, mă surprinde Beidou, e prea OP. Sincer, e prea OP. Ok. De ce am pus mă stea aici? Ah, că e ăsta. Am pus-o pentru că vreau să văd dacă astea se respawnează. Uitați, ăsta am deschis. Și vreau să văd dacă se respawnează astea. Bă, dar mi-au zis să-i spre. Mi-a zis spre tata când au plecat. Nu-l lăsa pe Amos afară. Amos, ce faci? Stă și cerșește că vrea afară. Nu acolo vreau să-l dau, da. Bam! Mamă, frate! Bă, tu ce tot dai tu mă de la distanță în mine? Bă, dar ăla m-a... Deci eu am vrut să îi dau perii, dar m-a ratat săracul, frate. Deci ăștia dau atât de slabi sunt și pe lângă de... Așa... Așa... Ok. Frumușanu. Câte am făcut? Cred că am făcut 15. Da. Am făcut chiar 16. Deci ne ducem deja spre 20. Și nu știu dacă mai am original resin. Original resin mai am de fapt. Dar nu știu dacă mai am resin de ăsta. 4. Deci s-a terminat. Asta e duma. Nu mai pot să fac acum. Trebuie să aștept până... Bine, pot să mai fac, cum am spus, că mai avem material din ăla de băgat. Dar prefer să-l păstrez pentru alte ocazii cu siguranță mai utile. Deci cam asta am avut de făcut astăzi. Poate să mai colectez dacă vreau din astea, să mai ceva, dar nu e nici asta sigur. Adică nu știu dacă vreau să o fac fix acum, am tot timpul din lume, având în vedere jocul acesta. Dar mi se pare super fun jocul, sincer, adică e o gură de aer, muzica,
interacțiunea cu lumea. E chiar o gură de aer proaspăt, îmi place foarte mult. Asta să rezistați să nu băgați bani el. Da, nu mai am ce să mai fac. De-abia aștept când mi se resetează loop-ul, pentru că mi se resetează în 80 de ore și Storm Terror, adică dragonul, și ăsta în tot în 20 de ore. De-abia aștept când mi se resetează, de-abia aștept să fac clip cu ei, să-i batem. Eu am fost Alex Fațeros, sper că v-a plăcut videoclipul, iar noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!